Să rup mâna. Bine v-am găsit, dragii mei. Sper să, cât de cât, să fac față acestui moment atât de dificil pentru mine. De ce dificil? Cum vă cheamă și de unde? Anton Achițe, îmi spune. Sunt un interpret de muzică populară care în această toamnă s-au făcut 50 de ani de la debutul meu la televiziunea română. Și după... Da, uite, acum mă gândesc că eu la 50 de ani nu am făcut niciun spectacol pentru mine ca Anton Achițe, ci fac, jucând rolul Irinei Loc, ca într-o piesă de teatru. Nu sunt Irina Loc, dragii mei. Nu, ideea e că... Nu, că asta am înțeles că a zis... Deși după arătare, după făptură, puteți fi. Pentru Irina Loghi, pentru cântecul ei drag, pentru colega mea dragă Irina Loghi, am dat și mustața jos, numai să mă apropii cât de cât de felul ei frumos de a se prezenta în fața publicului. Fetelor, mă ascultați-mă, mâinile al trădează. Numai de necaz au dat, măi, fetelor,